stimați telespectatori, vă invit să fiți alături de mine la o nouă ediție a emisiunii Vocea Schimbării. Mi-am propus în această seară să vorbim despre informarea și educarea cetățeanului pentru a-i sedimenta anumite principii și valori care să contribuie la sedimentarea unui sistem bine delimitat. Se spune că schimbarea stă în mâinile noastre și că noi putem să contribuim la o societate democratică bazată pe valori și principii. Dar oare putem noi să ne păstrăm principiile? Putem noi să fim reprezentați? Interesele noastre pot fi reprezentate acolo undeva mai sus? Despre toate aceste aspecte vom vorbi în această seară cu doamna Iuliana Anastase Onu, reprezentanta campaniei de strângere de semnături a unei inițiative cetățenească despre care o să vorbim în următoarele minute. Dar pentru început o să-i spun bună seara și bine a venit. Mulțumesc de invitație. Dumneavoastră reprezentați societatea civilă și domeniul ONG-urilor de mai bine de 20 de ani. Sunteți fondatoarea unei asociații de inițiativă locală din Roman. Ați fost reprezentant într-o comisie pentru integrare europeană, în comisii pentru egalitate de Am lucrat pe șanse. programul de preaderare până în 2004. Exact, ați pus bazele și ați contribuit la proiectul Femintegra, egalitate de șanse pentru noi toți. Iată că în spatele CV-ului dumneavoastră se poate vedea o vastă experiență în acest domeniu al societății civile. Am făcut acest mic preambul pentru că știu că v-ați implicat și în inițiativa cetățenească a Fundației Cezar, numită I74. Ce înseamnă această inițiativă? Da. Întâi am să spun câteva cuvinte despre Fundația Cezar, da? Da. Fundația Cezar este o fundație de excelență care reunește specialiști și tineri, și mai puțin tineri, atât din țară cât și din străinătate, cu un interes comun, acela de a schimba și de a reuși, într-adevăr, să implementăm în România democrația. Pentru că a spune că România este acum o societate democratică, cred eu că nu am spune un adevăr, da? Ei, acești tineri și-au unit forțele și au înființat această fundație bazată pe mult profesionalism și doresc, într-adevăr, să aducă la cunoștința cetățenilor această posibilitate de a avea inițiative legislative. Deci noi cunoaștem mai puțin, ne cunoaștem mai puțin drepturile, ne știm mai mult obligațiile, da? Exact, această inițiativă pornește de la articolul 74 din Din Constituție, Constituție. care ne spune că noi cetățenii putem introduce legi în Sigur că Parlament. da. Tocmai de aceea motoul inițiativei este Vrem un Este Parlament. exact un parlament al cetățenilor și este I-74. Și nu al Și politicienilor. nu al politicienilor, și aici eu personal aș dori să fac o distinție. Deci noi trebuie cu toții să avem același țel comun, și cetățenii și politicienii. De fapt, asta a însemnat și 1990 și acea ruptură, da? Noi cu toții am crezut că vom face cu totul altceva, că ne vom uni cu toți forțele, specialiști, politicieni, tineri, mai puțin tineri, pentru a aduce într-adevăr în România ceea ce ne plăcea că și vedeam că este în străinătate, da? Numai că greșeala mare care a fost și a noastră, a celor din societatea civilă, a fost aceea că la un moment dat acel avânt a dispărut. Aș putea spune că prin anul 2000 societatea civilă era mult mai puternică decât este acum. Însă au intervenit foarte multe probleme, ea a fost considerată într-adevăr o forță poate periculoasă pentru unii de la acea vreme, încât a fost politizată. Au dispărut liderii, iar dispărând liderii, încet, încet totul s-a distrus. Dumneavoastră ați reprezentat societatea civilă atât înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, cât și după. Cum vedeți lucrurile? Cum era înainte și cum este după? Da, exact cum v-am spus. Eram o forță, eram mult mai uniți, iar părerea mea este că România ar suferi mai puțin acum dacă ar avea continuitate. Vedeți, noi am anulat mereu din 4 în 4 ani ceea ce a fost bun. Am făcut niște pași, am reușit să ajungem la un anumit nivel. După 4 ani de zile
Am anulat tot și am luat-o de la capăt. Deci dacă am fi avut continuitate și am fi mers într-adevăr cu acele acțiuni pe care noi le-am început, imediat după 1990, cred că situația noastră ar fi fost alta. Doamna Anastase, pentru cetățeanul simplu, ce înseamnă I-74? Pentru cetățeanul simplu, I-74 înseamnă această posibilitate care îi se oferă de a-și spune cuvântul, de a ieși din această inerție, de a nu mai fi pasiv și neimplicat, da? Acești tineri, pe care eu îi numesc tineri minunați, pentru că sunt tineri acestei țări care ne fac cinste și care încearcă să facă ceva prin profesionalismul și cunoașterea lor, au nevoie de noi, de noi ca și cetățeni, da? Să semnăm aceste liste pentru a ne spune cuvântul și a ne arăta acordul vis-a-vis de această inițiativă. I-74, în cadrul acestui proiect, dorește să acționeze asupra două din legile existente acum în Parlament. Este vorba de legea privind drepturile senatorilor și a deputaților și legea răspunderii ministeriale. Deci ne uităm la televizor, da? Vedem, nu ne place când îi vedem dormind, când îi vedem căscând, când îi vedem lăsați așa pe spate în niște poziții total indecente, când îi vedem așa cum a fost săptămâna trecută votând cu telefoanele în ureche și gențile în umăr, cu toate că era la mijloc de săptămână. Și atunci depășim acest moment de a discuta în familie, cu prietenii, la colțul străzii, la serviciu și a le lăsa acolo. Deci depășim momentul și putem să arătăm că într-adevăr ne pasă. Ne pasă și aici nu necesită foarte mare, eu știu, timp sau acțiune din partea noastră, da? Noi am lansat prin campania noastră și am adus la cunoștință acest proiect. Există persoane care se ocupă de strângerea acestor semnături și singurul lucru care trebuie să-l facem noi este să ne gândim dacă vrem într-adevăr să aducem această schimbare, fapt pentru care mergem și ne dăm semnătura pe acele liste, pentru că este nevoie de 100.000 de semnături pe țară, ar fi cam 11 județe, câte 5.000 de semnături pe fiecare județ. Da, un număr considerabil. Un număr calculat exact ca să putem să îndeplinim numărul impus pentru ca această lege să poată să treacă. Să poată trece. Știe cetățeanul simplu că un parlamentar, un politician poate vota în numele său? Eu zic că cetățeanul știe foarte multe, să știți. Pentru că eu am avut ocazia să cunosc destul de bine, să-i cunosc destul de bine pe cetățeni, să le ascult părerile. Am răspuns tuturor chemărilor care au venit spre mine. Sunt voluntar din 2000 în cadrul biroului de consiliere cetățeni din Roman și vreau să vă spun că au fost discuții foarte multe pe baza unor probleme practic tehnice, da, în care era afectată, deci, marea majoritate a populației orașului. Este vorba despre problemele cu apă, care cred că există și la dumneavoastră. Ei, vreau să vă spun că oamenii i-am văzut documentați, i-am văzut implicați și nu este chiar așa cum se spune că lumea nu știe sau că este necunoscătoare. Cred că la un moment dat oamenii sunt cu prea mult bun simț. Da, deci iată că și romașcanii știu că schimbarea stă în mâinile lor. Sigur. Și nu a celorlalți. Că și tot timpul și în interviurile pe care noi le luăm ne spun, da, doamnă, dar nu ne ascultă nimeni. Da. Noi spunem, dar ei fac tot ca ei. Cine vedeți, sunt ei? Noi la Roman și aduc aici mulțumirile de rigoare celor de la Biroul de Consiliere Cetățeni, pentru că, într-adevăr, am avut activități foarte frumoase prin care am început să intrăm așa în rândul comunităților și să-i vedem bucuroși de acest lucru, știți? Avem consilier local care este activ în această problemă, avem specialiști, vin specialiști iarăși de la capitală și am încercat să formăm primul grup de lucru într-un cartier care, într-adevăr, a început să-și spună părerea.
Și cred că lucrul ăsta a început să miște puțin lucrurile și la nivelul celorlalte cartiere. Deci cred că și noi ar trebui să le acordăm o, nu că o șansă, să le acordăm un sprijin, pentru că oamenii aceștia trebuie căutați, trebuie chemați, ei vor să vină, dar nu știu unde, pentru că peste tot sunt ușile închise și așa cum spuneați, foarte puțină lume mai ascultă. Ori dacă noi vom redeschide aceste cluburi, aceste centre, deci aceste indiferent cum se vor numi ele, aceste practic, căi de comunicare, exact cum ați spus, eu cred că lucrurile vor decurge altfel. Pentru că cetățeanul simplu se plânge de faptul că nu reușește să comunice cu oamenii din administrație, cu oamenii din politic. Da, da, nu reușește să comunice, iar aici este o altă problemă. Pentru că ați atins-o, o voi spune, chiar dacă îmi voi stârni, eu știu, simpatii sau antipatii, asta este, trebuie să-ți asumi tot ceea ce gândești. Trebuie să arătăm partea exactă. Trebuie să arătăm partea reală, pentru că, într-adevăr, nu mai avem nici timp să mai ascundem lucrurile. Ce se întâmplă? După mine și ca persoană care am fost o perioadă de 10 ani funcționar public, după care mi-am luat poșeta și am plecat pentru că nu puteam. Era ceva foarte greu. A fi ONG-ist ești altfel. A fi funcționar public ți se impune să fii altfel. Nu neapărat că oamenii sunt așa, știți? Și de foarte multe ori nu le iau apărarea. Iată dar că... văd de multe ori exact ceea ce a spus dumneavoastră, spunea lumea. Mă duc, găsesc ușile închise sau acea barieră între mine și funcționarul public. Să știți că lucrul acesta vine exact de la faptul că oamenilor nu li se permite să fie altfel. Da, și iată că ați atins un punct foarte interesant, pentru că și în demersul nostru jurnalistic am fost acuzați că luăm parte ONG-urilor, dar ele de fapt sunt niște sugative așa de bani. Sigur, de la bugetul local. Da, da, da. Și că hai că mai facem un proiect sau altul. Sigur. Dar ele de fapt lucrează tot în spatele lor, să ascund tot interese politice. Da. Deci iată, stimați respectatori, că doamna Năstase este un exemplu viu care eu ne arată spun că... ce am trăit și momentele care m-au determinat să părăsesc acel sistem. În primul rând, și cred că a fost un interes așa de a generaliza ideea că toate ONG-urile trăiesc pe bani de la guvern, de la partide sau în sfârșit. Este foarte ușor să critici și să împroști atunci când nu faci nimic, știți? Personal, n-am primit bani de la nimeni. Personal, până în 2010, când am plecat din instituție publică, am lucrat voluntar în toate proiectele, indiferent ce finanțare aveau, chiar dacă aveau finanțare străină. Sau aveau finanțare zero, că de multe ori așa se întâmplă. Da, sau nu aveau finanțare deloc, deci am respectat efectiv promisiunile și ceea ce mi impunea la vremea respectivă statutul meu. Dar lucrul acesta nu m-a împiedicat să nu continui activitatea, pentru că voi mai spun un lucru, într-adevăr, poate unii au dreptate. Sunt, într-adevăr, ONG-ști făcuți și ONG-ști născuți, dar cei făcuți treptat părăsesc treptat sistemul, știți? Se delimitează lucrurile. Exact. Pentru că ați adus în discuție noțiunea de voluntariat și pentru că ne-ați spus că vă implicați de mai bine de 20 de ani în această sferă, ce înseamnă voluntariatul pentru dumneavoastră? Pentru mine, să vă spun, voluntariatul înseamnă și a însemnat foarte mult. În primul rând, m-a schimbat ca om. M-a făcut să văd altfel lucrurile. M-a schimbat ca părinte, pentru că mi-am crescut fiul după aceleași criterii și am fost foarte bucuroasă când a primit distincția de voluntarul anului în anul 2012. N-a fost ușor, pentru că ceea ce am făcut noi prin această perioadă de nepăsare și de amorțeală am făcut practic să influențăm și să înrăim o generație, pentru că copiii ăștia aveau perfectă dreptate când spuneau da, dar ce ați făcut voi? Și mie mi s-a întâmplat asta, ce ați făcut voi pentru că ați fost corecți? Admirația aceasta de material, de exploziv care a început să apară în jurul nostru, modelele acestea prezentate peste tot, normal că i-a derutat pe copii, pe tineri. Da. E logic acest oarecum lucru. Oarecum sistemul de valori sigur s-a că da, sistemul de valori s-a întors și atunci, trebuia într-adevăr să lucrezi un pic mai mult. Dar asta a fost o foarte mare satisfacție, știți? Am lucrat cu tineri și noi la Roman am lucrat foarte frumos, vreau să vă spun. Am avut deschidere în toate perioadele din partea conducerii liceelor, din partea tinerilor.
Și cred că am organizat proiecte, s-au concretizat cu excursii, cu întâlniri culturale. Deci am reușit practic să atingem mult mai multe puncte. Iar când un tânăr îți dă o diplomă și spune că vă mulțumesc că ați existat în viața mea, eu cred că lucrurile astea nu le poți cumpăra cu bani și mulțumirea pe care ți-o conferă așa ceva, satisfacția clar. Este foarte mare. Deci, atunci când numai tinerii se implică cu devotament și cu foarte mult entuziasm în proiecte, ci sunt și oameni care, dacă sunt ascultați... Pentru că ei au nevoie să fie identificați, au nevoie să fie ajutați, au nevoie să fie sprijiniți, știți? Și aici eu aduc mulțumirile de rigoare și nu sunt dintre cei care să atace. Deci nu mi-a plăcut să fac acest lucru și nu l-am făcut niciodată. Pentru că, vedeți, înainte de a veni la emisiunea dumneavoastră, am citit și citesc foarte mult ceea ce apare în aceste zile pe Facebook. Vă citesc pe voi și vă felicit pentru campania pe care ați declanșat-o acum câteva săptămâni în ceea ce vorbește implicarea, poziția noastră, părerea noastră despre ceea ce putem face. Deci, înainte de a fi acest trist eveniment, deci voi ați început acea acțiune. Ei, și am găsit un articol în care se spunea că un cetățean cu handicap din Botoșani a donat nu știu ce sumă pentru victimele acestui tragic eveniment. Ei, aici am vrut eu să ajung. De ce? Pentru că noi nu trebuie să privim lucrurile la general. Sunt cei cu bani, sunt cei cu mai puțin bani, da, dar oamenii cu bani care au făcut aceste realizări prin muncă este una. Sunt oameni care prețuiesc și vor prețui banul în continuare. Da, iar fiecare caz are o particularitate exact. Aparte. Exact, iar cel care a făcut banii numai prin tot felul de jocuri murdare, telefoane, compromisuri și alte se chestii, știe că e dezumanizat. În ziua de astăzi ne ghidăm exact. După anumite principii, exact. Se știe că există da. Oameni care și atunci, își construiesc cumva setul atunci, de valori. Din cauza asta nu poți să spui că toți cei cu bani sunt indiferenți. Nu, sunt indiferenți cei care s-au dezumanizat prin prisma banului exact. Nemuncit. Exact. Și noi tocmai asta vrem să arătăm prin redacția deschisă pe care am lansat-o pe site-ul nostru. Vrem să lansăm îndemnul ca cetățeanul simplu, ca omul de pe stradă, ca să aibă încredere cel care în plătește taxe și impozite, să știe că poate să vină să-și spună părerea și că cineva îl va auzi. Măcar noi, prin demersul jurnalistic pe care dorim da. Să-l facem, putem să producem o schimbare și eu cred că dacă există implicare, inițiativă și ne unim forțele, societatea civilă, ONG-urile, cetățeanul da. Simplu, putem schimba cumva lucrurile și exact cum ați amintit și în cazul evenimentului nefericit din capitală, există vinovați care vor trebui să plătească. Acum da, nu știm în ce măsură... Exact cum vorbeam noi, știi, zilele trecute. Vezi tu, am văzut totuși o solidaritate din partea oamenilor. Exact. Din această cauză, eu foarte rar, adică nu pot să fac afirmația că românii totuși nu sunt uniți, că sunt indiferenți, că nu există voluntariat. Nu, fiecare face voluntariat în felul lui. Nu există încă acea solidaritate și acea forță care să-i unească și este normal, pentru că v-am spus, s-a întâmplat ceea ce a fost. Dar când ai văzut acum, la acea, nici nu știu dacă a fost o chemare foarte insistentă, când oamenii stăteau în București la rând, în restul în țară, când citești și vezi câte kilograme de sânge au plecat spre capitală, atunci totuși nu atunci poți să spui că acest popor și-a pierdut da, bruma nu, putem vorbi de solidaritate umană, de speranță și de iubire față exact. De semeni. Da. Exact, exact. Și putem vorbi și despre implicare și tot ce înseamnă voluntariat, că voluntariatul înseamnă și un zâmbet, și o vorbă bună, și implicarea în acțiuni de ecologizare, de curățare a albiei, râurilor. Uite, și așa mai departe. Ai adus în discuție acest lucru. De ce spun că este foarte important ceea ce faceți voi, ceea ce fac ceilalți care publică tot timpul emisiunile și demersurile în domeniu? Pentru că noi în România, haide să fim corecți și să recunoaștem, da? De exemplu, nu avem asistență socială. În România, asistența socială se rezumă doar la câteva instituții care au câțiva angajați plătiți ca să primească dosare. Oamenii aceia nu că nu vor să facă mai mult, oamenii aceia nu pot face mai mult, da?
Avem asistent social în comune foarte mari, doar doi asistenți sociali care din 3 în 3 luni trebuie să întocmească și să ajute la scris acea documentație pe ajutor social. Ori serviciile sociale înseamnă și consiliere și orientare. Înseamnă persoane care să meargă în teritoriu, înseamnă persoane care să identifice problemele. Cum vreți să mai facă acei oameni acest lucru, da? Haideți să fim cinstiți. Ei, din acest motiv spun eu, citesc și văd, de exemplu, un anunț, nu știu unde în țară, da? În comuna Cutare, o persoană care este bolnavă, care are mari probleme, aproape că este muritoare de foame, vine vecina, vine nepoata să mai vadă de ea, locuiește singură, n-are niciun ajutor. Există? Eu atunci mă uit, consult și încerc să-i dau consiliere și rog să-mi dea datele respectivei persoane, da? Ca să pot să-i spun ceea ce trebuie să facă. Deci asta este ceea ce noi facem prin această rețea, da? Prin care comunicăm. Efectiv, fiecare încercăm să ne aducem cât putem contribuția. Rețelele sociale s-au dezvoltat foarte mult, iar comunicarea online și mai mult, și ideile, opiniile și toată implicarea noastră, iată că nu se manifestă doar în sfera online, sigur, pentru că vedem că, da, că după apelul de pe Facebook, foarte mulți tineri în cazul tragicului accident din București s-au mobilizat și au mers și în semn de solidaritate, au donat sânge, s-au implicat, au ținut momente de reculegere. Sigur. Iată că asta face cetățeanul simplu. Asta facem asta noi face ca cetățeanul indivizi. Simplu, asta faceți voi media, pentru că eu mereu am spus că nu trebuie să privim media ca pe un inamic, da? Trebuie să o privim ca pe un prieten și vreau să spun că am avut din totdeauna, încă de la începutul activității mele, un sprijin și un partener foarte bun în media. Da, pentru că acele media care își propun să redea realitatea și să sprijine interesul cetățeanului și nu alte interese, sigur că da, pot fi auzite cândva. Da. La un moment dat mai facem și noi distinții, că vedem și ne putem da seama, da, sigur, de ceea ce se întâmplă. Sigur, nu intrăm în această sferă. Să ne întoarcem un pic la Fundația Cezar și la această inițiativă a tinerilor minunați care și-au propus să contribuie cumva la schimbarea de care toți sigur avem nevoie. Da, sigur că da. Și înainte de a spune deci mai mult despre inițiativa lor, eu aș vrea să aduc în discuție pe doi dintre acești tineri. Deci este vorba de domnul Sebastian Burduja, care este pietrean de-al vostru, da? Da, da, da. Care a studiat în Statele Unite și acum este pe un post pe economie socială la Banca Mondială. Este, am înțeles că e evaluator pe Europa și Asia și care își dorește să aplice ceea ce știe, cunoștințele lui profesionale și aici la noi acasă, da? Deci iată tineri, deci cu care vă puteți mândri ca și comunitate. Da. Îl mai aduc în discuție pe domnul Iulian Bulai, care este romașcan de-al meu, da, și care de asemenea este membru, domnul Sebastian Burduja este fondatorul, am uitat să-i spun, al Fundației Cezar și în același timp fondatorul Ligii Studenților Români din Străinătate. Iar Iulian Bulai este specialist și specializat în domeniul cultural, absolvent al Facultății de Artă. În momentul de față se specializează în diplomație culturală. Da? Deci iată că trebuie să amintim, da, și valorile de acești tineri, care ne pleacă. De ce ne pleacă, da, tinerii, domnule, dar, Stase, din țară? Dar înainte de a spune de ce pleacă, haideți să trăim un moment de bucurie că ei vor să se întoarcă. Și aici suntem noi datori, da, să facem ceva pentru ca ei să se poată întoarce. Da. Și autoritățile locale să sprijine acești tineri și să pregătească terenul, pentru că, iată, sunt eu forțe... Eu zic că întreaga societate trebuie să sprijine, pentru că, întreaga, uite, zilele trecute am citit o scrisoare, nu știu dacă ați citit-o și voi, a unui tânăr care spune adio România, da? Da. Un tânăr absolvent care în momentul în care publică, deci, motivele care l-au determinat pe el să părăsească România, deci sunt motive pe care noi le-am întâlnit și le cunoaștem foarte bine, da? Din păcate, am acceptat, deci am acceptat tacit jocuri făcute, suntem vinovați, da? Pentru că s-a încercat. Dar dacă noi am fi avut atitudine fiecare la locul nostru de muncă, aceste lucruri nu s-ar mai fi întâmplat.
Exact, și dacă s-au nu ne-am fi lăsat jos, manipulați. La un nivel mai mic, s-au întâmplat sus, deci am văzut persoane apărute în politică peste noapte, am văzut oameni de care am conștienți că nu au ce căuta acolo, pentru că nu reprezentau niște valori, da? Am văzut persoane care au apărut iarăși în cadrul celei mai mari instituții a statului, de o anumită vârstă, care spun eu nu am absolut nimic împotriva vârstei, dar în momentul în care te duci să votezi niște legi pentru țară, trebuie să fii totuși o persoană cât de cât instruită, nu să fii trecut printr-un secretariat sau să fii terminat un liceu pe la 20 ceva de ani, da? Deci România nu mai, culmea este, noi față de țările celelalte democratice avem o mare problemă, pentru că noi n-am început nimic, noi n-am clădit democrația. Poate că la ei li se mai poate, dar li s-ar putea permite acest lucru pentru că lucrurile sunt așezate. Nu se face pentru că este frică de părerea cetățeanului. Da, dar exact. Când tu ești la început, când tu ai nevoie de o ordine generală, când tu ai nevoie de specialiști și profesioniști, cu ei faci strategia. Mi-ați dacă spus, îți dorești. Exact. Ați adus în discuție democrație. Democrație, dacă mergem la origine, înseamnă demos și kratos, puterea poporului. Unde este puterea poporului atunci când în anumite funcții, în alte, sunt puși oameni pe alte criterii decât profesionalismul și valoarea? Da, ai adus în discuție un subiect pe care îl pomenesc destul de des, dar sunt dintre cei care, fiind absolvent a unei facultăți tehnice, știi, mă gândesc în primul rând la cauză și după aceea analizez efectul. Da, relația cauză-efect exact. Există în toate. Deci ți-am spus că eu am fost funcționar public, da? Deci am fost funcționar public, am dat examen pentru a intra într-o instituție care atunci era la început. Am fost și am avut șansa să beneficiez niște programe susținute de Banca Mondială și chiar evaluări în domeniu și m-am trezit într-o instituție fiind și ONG-istă, fiind persoană care mă documentam deja în domeniul democrației. Am început să văd niște lucruri care mi se păreau, erau cu totul anormale de ceea ce știam. Și într-una, nu puteam să nu spun sau să nu iau atitudine, pentru că n-aveam cum. Într-una din zile, eram în alt oraș, sediul instituției noastre, primesc un telefon și vine unul din colegii mei mai tânăr. Este practic un exemplu la ceea ce m-ai întrebat tu. Și îmi spune, știți, trebuie să se voteze liderul de sindicat și ni s-a spus să o votați pe doamna X. Eu am rămas așa, m-am uitat la el și am spus, cum adică trebuie să votăm liderul și să o și votez pe doamna X? Tu ce spui? Ești de acord cu chestia asta? Ești mai tânăr, ai până în 30 de ani. Cum ți se pare lucrul ăsta? Doamna, așa mi-a spus domnul director, așa trebuie Vedeți, făcut. Așa a fost directiva. Eu îți spun, asta vreau să spun. Eu îți spun că nu pot să accept așa ceva, pentru că mi-ar fi rușine de mine. Fapt pentru care te rog să-i transmiți domnului director că eu personal nu votez și vreau să văd lista cu cei nominalizați pentru această funcție, da? Poate că oameni care vor să se înscrie. Poate și eu doresc să mă înscriu, nu? Da, nu știu dacă mă votează cineva, este... da? Da. Și atunci mi-am dat seama că, bun, colegii mei s-au uitat la mine, nu și-au asumat această responsabilitate, au votat-o pe doamna X pentru că așa a spus conducerea și mi-am dat seama că este greu și că încep niște lucruri care nu vor funcționa și nu vor merge bine. A urmat nebunia din 2010, când dăm afară, e criză, acum am văzut ce fel de criză, că circulau banii cu sacoșa și cu geamantanu, bun, și se fac restructurări. Bun, se fac restructurări, asta este. Noi eram într-o instituție în care aveam personal mai puțin decât ar fi fost, dar totul s-a făcut la general. Pe tot județul și toate instituțiile. Și atunci județul neam trebuia să raporteze că atât la sută s-a îndeplinit criteriul. Și pe cine să dăm? Pe cei care ne incomodau, nu? Și am început să facem lista. Eu mi-am putut, din fericire, alege drumul, pentru că lucrasem în industrie, aveam vechime, aveam grupă, în sfârșit, dar nu asta este important. Cu cine au pornit? Au pornit cu niște profesioniști, printre care una din ele era o colegă de-a noastră. Era și tânără și juristă bună, dar și ea a fost pe listă, probabil, cu toți ceilalți. S-a terminat chestia asta și vreau să spun că după 2 luni de zile s-au făcut angajări cu număr mai mare decât a celor care au plecat
Și atunci, unde este problema? Am întrebat atunci, m-am dus la lidera de sindicat, am dat seama că nu mă putea reprezenta pentru că fusese nominalizată și nu aleasă, da? Și am întrebat ce spune sindicatul vis-a-vis de criteriile care s-au făcut, criterii de profesionalism, criterii de pregătire, criterii de conduită morală și alte chestii. De management, diferite nimeni criterii. Nu a fost exact interesat. Înainte de a veni la tine, deci toată lumea a acceptat, da? Toată lumea a acceptat, lumea a plecat. Și deci asta s-a peste întâmplat aici, asta vroiam să spun. Într-o simplă instituție, da? Lucrurile au urcat, da? S-au întâmplat mai sus, mai sus, mai sus. Exact. N-am să uit în 2010, când, bun, iarăși lucruri care nu prea nu le pot înțelege, când nu mi le explică nimeni să le înțeleg. Angajații de la guvern sunt angajați și ar trebui să fie profesioniști. Ăștia nu duci politic, da? Profesioniști, evaluezi, vezi ce este, da, cu ei. Da, toate structurile pe păi cum dai tu afară atunci niște profesioniști ca să vii când vii într-o funcție la guvern să spui șoferul tău consilier pe probleme de nu știu ce minune, da? Deci un om fără experiență. Eu nu spun că n-avea diplome, Doamne iartă-mă, dar dacă era șoferul tău de niște ani, nu cred că era o persoană care să cunoască problematica, da, nu? Era cea nu mai abilitată persoană. S-a acceptat, exact, da? Ei, s-au acceptat, s-au dat afară, am citit nebunia aceea, când general s-au trezit la pensii, cu pensii cât sergenți majori, când oameni care au fost șefi de stat major, li s-a comunicat că li se diminuează pensiile pentru că au o perioadă care nu pot justifica, ceea ce în armată nu exista. De ce? Au apărut pe urmă, da? Au dat personalul afară, deși la nivel central, și au angajat tot așa, de pe la diverse structuri și grupuri, persoane care nu citiseră o carte de muncă în viața lor, nu citiseră un dosar, au dispărut din calcule zeci de ani ai oamenilor care au cotizat. E, iată, sunt câteva exemple care eu cred că îți răspunde cu la întrebarea care mi-ai spus-o, da? Da, da, da? Sunt efectiv bune practici, sunt exemple pe care le-am trăit și pe care le-am întâlnit. Sunt exemple din realitatea cotidiană care ne arată, iată, da? Că lucrurile nu stau așa cum... Deci dacă scriptic... noi le-am fi schimbat și am fi adus cu totul alte exemple de bune practici, nu aceste exemple negative, lucrurile noastre ar fi fost exact altfel. Ați adus în discuție noțiunea de economie, noțiunea de criză, de restructurări. Și tot timpul se vorbește de banul public și de banii care circulă așa în neant, am putea spune, sau și care ajung sunt dintr-un loc, da, sau care nu sunt, sau care au fost și nu mai sunt, sau care au fost alocați pentru nu știu ce serviciu sau produse a fi promovate și iată că anumiți bani s-au dus în altă parte. Ce facem cu banul public? Știe cetățeanul păi, ce se întâmplă cu banul public? Problema pe care noi, ca și fundație, pe care acești tineri în programul lor, că de fapt ei sunt cei care au elaborat acel program, se referă exact la ceea ce ai spus tu, ca monitorizarea parlamentarilor, da, să fie făcută cu foarte mare atenție, încât ei să-și motiveze toate orele prin care nu au fost la serviciu, deci toată activitatea de 5 zile pe care ei trebuie să o deruleze în slujba cetățeanului, să poată să aibă justificări în ceea ce privește activitatea lor, să nu mai vină cu moi, pentru că dacă nu, să fie sancționat la numărul de absențe cu atât la sută funcție de perioada când ei au lipsit. În același timp să-și justifice activitatea în teritoriu, pentru că în ultimul timp se vede că nu prea mai există, nu la toți, și încă o dată menționez, nici nu fac afirmații inutile, dar sunt care într-adevăr nu se fac simțiți prin teritoriu. Și în ceea ce privește banul public, consumul pe care ei îl decontează, consumul de motorină, combustibil și toate alte bugetele de toate venituri bugetele, și pentru că ăștia de fapt sunt banii noștri. Și în momentul în care o să li se ceară acte, așa cum îmi cere mie, da, dacă sunt la o firmă, mă duc și îmi alimentez mașina, trebuie să vin la birou economic cu factură, cu bon, facturi, cu tot ce este, da? Și tot cu tot ce trebuie, cu tot ce exact trebuie. Deci asta înseamnă ceea ce dorește să se facă prin acest proiect. Și un alt lucru foarte important și îl menționez și poate nu am mai fi aici în această situație, dacă s-ar fi aplicat legea răspunderii ministeriale
și ar fi într-un fel și îmbunătățită, încât în momentul în care din 4 în 4 ani se face schimbarea, da, să nu se mai facă fără un audit puternic, da, care să iasă și să spună ce am găsit, ce am făcut și cei răspunzători să plătească, să fie trași la răspundere. Pentru că, vedeți, nu știu dacă ați văzut, au venit, a fost partidul X, a venit partidul Y, au spus unii că au lăsat, nu știu ce, s-a lăsat nu știu ce moștenire, au spus cei dinainte că nu este adevărat, nu de asta avem nevoie. Da, vin tot felul de culori politice, de partide politice. Nu avem nevoie de aceste justificări, pentru exact. Că, de fapt, ei sunt foarte uniși, solidari. În momentul în care ai făcut o preluare, trebuie să afișezi ceea ce ai găsit pe real, ca lumea și cetățenii să știe, și atunci lucrurile într-adevăr vor sta cu adevărat altfel. Exact, și să fie făcute publice. Să fie transparență. Pentru că oare știe cetățeanul de dreptul la liberă informare și de dreptul la opinie? Da, reglementat de Constituția României, la urma urmei. Asta este foarte important, pentru că ar trebui să pornim de la Consiliul Local, de la consilierul pe care nu-l vedem decât din 4 în 4 ani. Da, iarăși la un demers jurnalistic de-al nostru, la mersul nostru în ședința de Consiliul Local, să ascultăm și să vedem care este situația. Exact, apropo de acest aspect, am mers pe teren și am întrebat cetățenii dacă își cunosc consilierii, aceștia au spus că nu și îi cunosc, cum era și de așteptat. Și la întrebarea noastră, dacă ați dori să participați la o dezbatere publică, la o ședință de Consiliu Local, ni s-a răspuns pe de o parte că unii și-ar dori, dar pe de altă parte că unii și pierd timpul și că oricum că și-ar pierde timpul. Vezi, uite, lucrul ăsta se întâmplă la marea majoritate dintre noi. Eu am renunțat la el de mult, da? Pentru că mi-am dat seama că nu mă ajută. În general, când nu obținem ceva sau nu vrem să facem ceva, ne găsim acea consolare. Da, nu puteam face altfel. Da, un alibi. Da, mai bine că am făcut așa, dar până la urmă și așa nu se schimbau lucrurile, știi? Deci este ceea ce a intrat așa într-un fel în mentalul cutuma colectiv, noastră. Da, da, care ne... Oricine dorim noi să ne schimbe, cine să ne sune clopoțelul și să ne spună treziți-vă, de la noi ca individ pornește. Dar oamenii, poate oamenii simpli nu știu, dar de pildă, legea 544/2001 ne spune că orice persoană are dreptul la informațiile de interes public, care ar trebui afișate pe site-urile instituției. Bine, cred că la unele instituții sunt afișate, dar nu sunt puse în practică. Nu sunt, da. Exact. Ei, noi asta am făcut și eu cred că ar fi o inițiativă foarte bună, pentru că voi aveți și voi în Piatra Neamț foarte multe ONG-uri active, o inițiativă foarte bună de formare a acestor grupuri cetățenești. De inițiativă. În care să fie invitați consilieri locali care vor să răspundă. Care răspund bine, care nu. Da, reprezentanța ai guvernului, reprezentanța ai Consiliului Județean. Reprezentanți chiar din partidele politice, dintre cei care vor să vină. Pentru că, iarăși am să-ți mai spun un lucru. Să știi că până prin anul 2002, cam așa, 2003, lucrurile nu erau chiar atât de urâte. Exista la nivel local o anumită solidaritate, încât liderii din partidele politice, care chiar dacă erau în opoziție, atunci când era o problemă pentru comunitate și invitam, să știi că veneau și găseau un punct comun în a rezolva o anumită problematică. Adică plecau împreună la București cu această misiune, știi? Era, cred că nu era același nivel de ură, de răutate, de nu știu ce să-i spun. Deci ceea ce este de niște ani e ceva care s-a agravat de la o perioadă la alta. Adică da, se tot aude în jurul nostru că sistemul nostru de principii, de reguli și de valori s-a schimbat cumva și invidia și asta sau nu este pentru, nu lipsa este de solidaritate nostru, exact. A noastră ca individ, nu a celorlalți, pentru că schimbarea, așa cum am spus și la începutul acestei emisiuni, pornește de la noi înșine. Uite,
Sunt aici, n-am și spun, fac o declarație pentru a nu apărea pe urmă comentarii, deci nu am absolut nimic, nicio legătură cu niciun partid, nu mă plătește nimeni și n-am avut altă legătură. Dar am fost impresionată pozitiv. Când în 2010, la votul din Parlament, da, când partidele politice și membrii au respectat ordinul partidului, a existat un parlamentar, un deputat din Neamț. Este vorba de domnul deputat Ioan Munteanu, care a fost singurul parlamentar ce a votat împotriva dispoziției date de partid. Și atunci s-a discutat exact problema acelor a legii pensiilor, da? A acelor nu taxe, procente pe care trebuie să le dea fiecare cetățean din salariu, din pensie, da, acel din tot. Impozit. Iar el a fost cel care a votat împotriva acestei inițiative, a fost sancționat, dat afară din partidul în care era atunci în sfârșit. Și la întrebările care i s-au pus, a făcut afirmația: domnule, nu puteam face asta pentru că o făceam împotriva oamenilor care m-au ales. Deci mie mi s-a părut un exemplu într-adevăr pozitiv ceea ce s-a întâmplat atunci, dar a fost singurul care a făcut acest lucru. Deci îți asume, asta vreau să spun. Momentul când ești într-o funcție, bun, respecti o dispoziție a partidului, dar peste trebuie să mai și gândești și să nu-i uiți pe cei care te-au trimis acolo. Da, pentru că la urma urmei, din 4 în 4 ani, oamenii merg la vot. Da. Exact, exact. Și a critica numai omul, fără să analizezi totul într-un context general, ce am făcut noi ceilalți, cum am încercat să-i adunăm, cum am încercat să punem pe picioare, acest mod de comunicare, exact. Sigur, care ai sigur, spus o problemă anume poate fi contextualizată, poate fi introdusă în anumite structuri și... Sigur, și găsi o altă rezolvare, exact, decât pasivitatea asta. Și în același timp mesajul meu este acesta: să nu ne mai consolăm cu ideea nu fac nimic, oricum cuvântul meu nu contează, nu mă implic că și așa mare lucru nu se... Nu, fiecare prin gestul lui poate să facă ceva pentru societatea noastră, încât România să nu mai fie țara copiilor fără părinți și a părinților fără copii. Foarte bine ați punctat, exact cum am adus în discuție acum câteva minute. Ne pleacă tinerii valoroși din țară, ne pleacă copiii din provincie și nu se mai întorc, pleacă la facultăți, își găsesc locuri de muncă în afara țării și nu se mai întorc. Și ce facem noi? Cu ce rămânem? Cu aceste structuri, cu acești oameni care, la urma urmei, dacă nu au concurență, nici nu se vor ambiționa să persevereze și să devină mai buni decât sunt. Haideți să nu uităm poziția în care este și în care a ajuns Moldova față de restul țării, da? Da. Și după mine lucrul ăsta spune în foarte Moldova mult. În Moldova sunt salariile cele mai mici, Moldova este forța de muncă. Moldova era culturii și a ajuns, da, acum de râsul tuturor. Avem în Piatra Neamț turism care nu este exploatat. Avem în Moldova forță de muncă care este prost plătită. Avem de toate. Și avem de toate, exact, da, exact cum spuneți. Spre finalul acestei ediții aș dori să vă invit să le spuneți telespectatorilor de acasă cum pot să voteze această inițiativă și cum pot să lanseze semnături. Inițiativa Fundației Cezar este cunoscută pe... a fost făcută cunoscută și pe Facebook, da? Pe adresa Fundația Cezar, da? Dar în fiecare localitate, în Roman, în Piatra Neamț, se află voluntarii, deci liderii care s-au oferit voluntari pentru strângerea acestor semnături. Deci contactați Fundația Cezar pe Cezar, Facebook, pagina de Facebook și veți găsi toate datele necesare. Stimați telespectatori, dacă invitata mea din această seară v-a convins sau noi am adus argumentele necesare, vă invităm să vă exprimați opinia pe pagina de Facebook a Fundației, exact cum ați spus. Doamna Anastasie, eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Sperăm că vocea noastră a avut glas în această seară și a răsunat acolo unde trebuie.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și în același timp pentru tot ceea ce faceți. Vă mulțumim și sperăm că reușim cumva să schimbăm mentalitatea și să schimbăm ceva. Eu aș fi un pic mai dur, aș renunța la speranță și aș spune că trebuie. Deja este un SOS care s-a lansat în România, deci nu mai avem cale de întoarcere. Da, a venit momentul în care trebuie să facem ceva dacă vrem ca lucrurile să meargă pe făgașul normal. Și dacă vrem să fim respectați. Exact. Stimați telespectatori, statisticile ne arată că 9 din 10 români nu mai au încredere în parlamentari, că parlamentarii pot vota prin vot secret anumite legi și anumite aspecte care ne afectează pe noi toți și că un parlamentar costă România și statul român peste 53.000 de lei lunar. Eu vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare vă doresc să luați o decizie în cunoștință de cauză. O seară bună, pe curând!